подощам не е мило, ca să zic așa. Că să te văd abătut așa, să te văd. Înțelegi? Da, dar nu, e mie, adică nu, mie de mult spus, mă, mie, așa, mă cam deranjează pe mine. Păi, da, seama, că înțeleg eu, știi de pe ceva și mai spun ceva legat de toate astea ale mele, cu supărere, bă, chiar n-a crezut niciodată. Ea a crezut că am făcut tot a fost un teatru. De asta spun, îmi pregătează că... Da, e corect. De ce îți bagi jocul de o persoană, frate, dacă... Așa, cum aș tu uite el, bun, rău? Hai! De ce trebuie să-ți bagi jocul de el? Ți-am zis, eu nu cred că și-a bătut joc așa tare. Bă, prin gesturi și prin atitudinea ei. Tu ai iubit-o și o iubești în continuare. Și de asta ți este greu să vezi și partea bună. Asta este foarte greu. Știu, l-am trecut și eu și știu cum. Băi, și eu am greșit. Dar încearcă să te îmbărbătezi. Tu degeaba stai acum și vorbești cu mine 13 4 ore, 20 de zile. Tu singurul, dacă nu îți faci circuitul de răcire. Lucru că te doare, e normal că te doare, e normal. Dar fă-ți aia bărbătească, bă, ce trec, cum mai sunt bărbat acum? Da. Încă dacă e să fie a ta, este a ta, dar nu, indiferent că acum nu e mai aici cu ea de o săptămână sau că nu vei mai fi cu ea. Dacă e să fie a ta, va fi. Asta așa știam și eu. Știu că acum e un punct dureros, dar încearcă să treci peste el. Nu poți să stai așa, frate. Dacă stai așa, ce faci? Îmi faci mie rău? Nu. Nu faci. Și o să fie momente când nu o să ai cu cine să vorbești. Păi știu. Păi și toți suntem... Toți suntem ocupați, cu cuplul, cu fetele, fetele, băieții cu fetele. Nu poți să că acum că te-ai certat cu toate... Greu să te mai duci acum să stai, să te... să-ți vezi și ocul. Normal. Încearcă să te bărbătești și să fii pe linia ta, ca tren. Așa, a fost, am pus să suflet. Știu că ai pus suflet. Se și vede că ai pus suflet. Un om care pune suflet se vede, clar. Și ți-am zis, mă deranjează pe mine când te văd că stai așa, numai în colțuri, numai cu zi... retras și nu mă singurat. Pentru că dacă mă duc să stau lângă ea, mai rău îmi fac eu. Așa am zis să nu știu, ce gândești tu că e cea mai bună terapie pentru tine? Nu poți să zici nici stai lângă. Corect, nu afară. Nu afară, corect. Afară te duci, afară drept că ai băut două beri și te-ai dus să ai dormit. Da. Aici îți vezi forța psihicului. Da. Și mai sunt multe de descoperit încă. Și vor mai fi. Suntem abia la început. Cu eu țința că afară îmi trecea glanțele pe la urechi, îmi treceau și n-aveam treabă. Te cred. Eram super calm. Aici am început să mă enervez. Am început să fiu... să prind ură câteodată. Chiar dacă nu ține mult, dar prind ură. Uh-huh. Mai ales când lovește mine. Da, sau nu, că mulțumim. Dar eu nu eram așa. Păi nu ești, nu eram așa. Aici e altceva. Mai ales când... nu știu cum să zic. Știi că nu este adevărat și atunci e doare ce mă dă. Aia și pe mine mă doare ce mă dă. Știi că nu este adevărat. Și reacțiile astea, că am dat și eu cu piciorul într-o sticlă, că m-am mai dus pe afară, m-a luat cu ușa, că am dat cu pumnul în ușa atunci. Dar eu n-am dat cu pumnul în ușa. Am împins-o mai mult. Lucrurile astea. Bă, normal. Că un gest când îl amplifici se vede mult mai rău ca tu. Normal. Și lasă-mă repede. Ca forța vântului. Când a fost faza aia cu ușa și mi-am zis, bă, păi normal că voi dacă amplificați lucrurile, da, aia se cadrea cu și de-aia o faceți pe ea să crede că într-adevăr a fost ceva grav. Da. E normal. Este.
chiar dacă am nervi, nu stau să-mi rup pumnii și picioarele, da, să dau eu să... Îi controlezi, mergi înainte. Ca să intru în forma aia cum eram, nu? Trebuie să mai trag o perioadă, să mai ling rănile, că încă nu s-au cicatrizat. Nu s-au cicatrizat. Într-un mod frumos, civilizat. Da. Bă, dar nu pot să am ranchiună pe cineva, mă, nene. Adică da, pot să am așa pe moment un sentiment de, cum să zic... Pe moment. Dar nu să continui treaba. Da. Știi că am încercat, zic, chiar să fiu o ranchiună, să fiu o răzbunător, să mă răzbun, să mă răcorești, știi? Tot nu-mi e bine. Deci am văzut, nu. Cum, că din interior pleacă tot. Noi. Poți să fii tu al dracu să te iei de ele până nu mai vezi bine, dacă tu înăuntru tău știi că nu e bine. Bă, nu mai faci așa, tu mai al dracu faci. Da. E, ia tu în sinea ta și că să nu te simți bine aici, prin ceea ce faci. Uh-huh. E important să-ți dai seama. Să-ți dai seama, e bine. Să vezi tu singur, că nu mai faci chestiile alea. Și eu acum sunt convins că dacă voi doi vă împăcați, tu n-ai să mai faci aceleași greșeli. Bă, prin niciodată n-am făcut aceeași greșeală într-o relație. Nu, e vorba... Dar știi care e fata? Faci o altă greșeală, dar n-are nicio legătură cu ce ai făcut. Sunt alte greșeli, pe alt domeniu, pe alt segment, pe alt... Înțelegi ce vreau să zic? Da, mă, și ea le adună din spate și... Da, am înțeles. Uite, mi-a zis, băi, cu ținută, nu mai comentezi. Bă, n-am mai comentat. Cu playlist-ul. A zis, bă, e o altă greșeală. Dar asta înseamnă că am repetat greșeala aia. N-am mai repetat greșeala la segmentul ăla, nu mai m-am băgat, bă, gata. Nu, repezi greșelile. Repet niște greșeli, dar nu din același segment. Păi da, dar e sub aceeași formă. Sub aceeași formă, da, doamne. Schimbă forma. Schimbă. Cum ți-au zis și doamne, iau deoparte, povestește, spune. Degeaba, mă, că nu stă. Și când stă, o dă că stă cu forță, ai văzut și tu. Și dacă stă și de bunăvoie, mă ia că aberez. Nu știu, vezi și tu ce poți să faci. Nu era, bă, să mă rog, poate pe parte mă simțeam mai bine dacă era invers. A fost ferit ea și să fie... Dar știi care e faza? Invers nu suporta meu să vă sufere. Și n-aveam acum ce să recomand. La prima vedere, când am văzut-o, când știi și tu bine cum a decurs totul. Am și zis, bă, nene, eu, fata care nu poți să ai o relație doar așa... De dragul de a avea. De dragul de a avea sau doar pentru uita apariți. Ori ești o ai pe toată viața, ori nu mai te bagi. Da. Ba, am zis asta, lucrurile astea, la început. Știu, mă, știu că ai zis. Zic că ăla care face pasul ăsta trebuie să gândească bine, frate. Păi da. Și-o de-aia stat 3 luni de zile. Am cântărit lucrurile, le-am analizat, le-am făcut, le-am dres. Înțeleg? Și ca tare... Ți-am zis, stai liniștit, dacă este, fie pentru tine.